Acum vă prezint un mascul 100% verveș din Han. Un porumbel care arată foarte bine. Foarte, foarte bine. Deci un porumbel care ai ce țin în mână. Ia uitați aici ce torace are. Ăsta este nepot din Balotelli. Deci tata lui este un porumbel de la Iftimi Sorin din 2017. Stă în matcă la mine din 2017. Și este dintr-un fiu din Balotelli cu o fică din Batman. Deci și el a cumpărat din Balotelli înainte de a lua locul 1 la Hagen. Deci asta e ceva foarte important. Ca să cumpere un porumbel de la un crescător din Olanda care să câștige un loc important după ce cumperi tu porumbelul, pentru că ei după ce fac rezultate nu prea mai vând de acolo sau vând numai prin sume foarte mari. Și dar când cumperi înainte, este foarte bine. Porumbelul arată super. Și maica sa, acestui porumbel, este o femeie dată împrumut mie de către tandemul Verveș de Han. E soră dreaptă cu reproducătorul lui cel mai bun, cu Red Rose. Deci e fiică din John or Red Rose. Deci Den Han mi-a dat o femeie ca să o pun cu fiul lui Eve și să-i dau și lui câțiva pui. Și bineînțeles că nu s-a împerecheat femeia la anul trecut cu ăla și nebunul a rămas pe anul ăsta să fac perechea. Deci vrea și el din fiul Silke și cu fiul lui Evi combinați. Deci porumbelul arată foarte bine. Deci am vrut să dau din toți porumbei mei, în general, din toți, din Verveș de Han, din Merlin, din Gelema, din tot ce am avut eu, să dau așa câte un pui pentru vânzare.